În anul 1954, nava australiană Rachel Cohen s-a oprit într-unul dintre docurile din Australia. Reparația a început cu o curățenie generală. S-au apucat să curețe fundul navei de scoici și au găsit 17 dinți uriași blocați în suprafața superioară, fiecare dintre ei cu dimensiune de la 8 la 10 cm. În toată istoria, cu așa dinți se putea lăuda doar un singur pește, Megalodon. Doar că aici apare o problemă. Acesta a dispărut încă cu 2 milioane de ani în urmă, sau nu? Megalodon ar fi putut supraviețui până în zilele noastre, așa consideră unii oameni de știință, având ca referință următoarele fapte. În primul rând, cercetarea a doi colți a lui Megalodon găsiți din întâmplare în ocean au arătat că au fost pierduți de giganticul rechin nu cu 2 milioane de ani în urmă, ci cu 24.000 și respectiv 11.000 de ani în urmă fiecare. Ceea ce îi face aproape modern din punct de vedere paleontologic și geologic. În al doilea rând, cazul de întâlnire al unor pescari australieni cu un rechin de dimensiuni impresionante, fixat de ichtiologul australian David George Stead. Însă veridicitatea acestor informații nu poate fi verificată nici unde, în afară de site-ul despre criptozoologie și fenomene paranormale. Așadar, Megalodon este o sursă întreagă de speculații pe tema dacă există în cele mai adânci și depărtate colțuri oceanice. Groapa Marianelor aproape că se consideră patria lui Megalodon. Se filmează documentare, se publică fotografii și povești ale martorilor. În 2013, Discovery Channel a prezentat proiectul Megalodon, rechinul monstru e viu, care ar fi venit cu unele dovezi a faptului că Megalodon e încă în viață și a convins peste 70% dintre telespectatori că rechinul gigantic preistoric încă trăiește undeva prin ocean. Însă această pseudo-emisiune a fost repede criticată de oamenii de știință și de unii spectatori, pentru că toate faptele prezentate erau nimic altceva decât un fals. Fiecare dintre oamenii de știință din documentar au fost doar actori foarte bine plătiți. Fiecare poză sau video cu Megalodon era doar un montaj, nici măcar de cea mai bună calitate. În 2014, Discovery a filmat continuarea Megalodon, noile dovezi. Această emisiune s-a ridicat în topul celor mai vizionate emisiuni din săptămâna rechinilor, cu peste 4 milioane de telespectatori. Apoi au mai scos o emisiune la fel de fantastică, sub denumire de Rechinul Întunericului, Furia Submarinului. Ceea ce a dus la o reacție negativă din partea comunității științifice. Toate aceste materiale devin populare foarte rapid, printre telespectatori și cititori. Dar niciuna dintre instituțiile științifice niciodată nu va confirma autenticitatea acestor fapte. Păi e viu sau nu Megalodon? Oficial, acest prădător înrăit a dispărut cu peste 2 milioane de ani în urmă și declarațiile că oceanul este studiat doar în proporție de 5% și Megalodon sigur poate să se ascundă pe undeva, nu este o probabilitate care poate suporta critica științifică. Speculând în așa mod, se poate de spus că undeva la fundul oceanului trăiește SpongeBob cu Patrick. Orice fenomen studiat poate fi cu ușurință folosit într-o schemă mistică. Iar astfel, viața, deși devine mai înfiorătoare, parcă e mai simplă, mai explicabilă. Oamenii de știință consideră că motivul de extinție a lui Megalodon este traiectoria evoluției altor specii. Animalele cu care se hrăneau acești rechini gigantici dispăreau. În același timp apăreau noi prădători, strămoșii balenelor ucigașe moderne. Aceste specii s-au dovedit a fi vânători mult mai de succes decât Megalodon și astfel i-au luat locul în lanțul trofic. Din cauza dimensiunilor și a metabolismului lent, Megalodon nu putea nota și manevra atât de bine ca noii prădători. De asemenea, nu își putea proteja branhiile, căzând într-o imobilitate tonică, ca și rechinii moderni. De aceea, balenele ucigașe cu ușurință puteau să mănânce un Megalodon, necătând la faptul că acesta se ascundea în apele de coastă. Cu eforturi comune puteau să ucidă un Megalodon adult. Acesta nu putea fi un înotător rapid, avea rezistență minimală și metabolism lent, după cum am spus. Orice victimă era atacată din ambuscadă și rar când decidea să o urmărească.
fiindcă nu putea dezvolta viteză rapidă, iar rezistența era limitată. Mecanismele de alimentație erau mai puțin eficiente decât al altor creaturi preistorice, de exemplu decât ale mozazaurului. Probabil că era legat de modul de viață. Mozazaurii aveau o agresiune născută, erau adaptați mai bine la conflicte și lupte, mai bine decât Megalodon, care încerca să evite pericolul și vâna anumite specii de animale. Pe baza faptelor și a dovezilor pe care le avem acum, putem spune că într-o luptă virtuală, orice mozazaur n-ar fi lăsat șanse chiar și celui mai puternic Megalodon, doar dacă acesta nu ar avea un avantaj substanțial în dimensiune. Prieteni, scrieți-ne în comentarii dacă credeți că Megalodon există sau nu. Apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și nu uitați de like. Pe curând!